Parlamentul Republicii Moldova nu mai poate fi dizolvat în următoarele 6 luni, ultimele din mandatul actual al președintelui Nicolae Timofti. Acest fapt este prevăzut de articolul 85 din Constituție. Potrivit legii supreme a țării noastre, Parlamentul nu poate fi dizolvat în următoarea jumătate de an a mandatului președintelui Republicii Moldova. Șeful statului, Nicolae Timofti, a fost votat de Parlament la 16 martie 2012 și a depus jurământul de credință la 23 martie același an. Mandatul președintelui este de 4 ani. Asta înseamnă că joi, 23 septembrie, am intrat în cele 6 luni în care legislativul nu mai poate fi dizolvat, chiar dacă în centrul capitale deja de câteva săptămâni are loc un protest non-stop în care se solicită demisia actualei guvernări.